Salutare! Sunt Constantinescu Mihai Nicolae, sunt organizator la Revoluția Zăpezii și Snow for All România. Mă văd nevoit să fac acest videoclip pentru a explica mai bine proiectul nostru. Ideea de bază este următoarea. Ne adunăm un număr cât mai mare și, mulțumită numărului nostru, obținem reduceri semnificative la ski pass sau la cazare. Foarte important este ca fiecare membru al comunității noastre să dea like și să dea share tuturor postărilor noastre. Pentru că dacă să zicem că avem un eveniment la Azuga, să zicem joia asta, se va schia cu 90 de lei. Chiar dacă voi nu o să fiți prezenți, este posibil ca unii dintre prietenii voștri să ajungă acolo. Și din moment ce eu am semnat o înțelegere cu Telegondola Azuga, să zicem, în exemplu ăsta, eu am promis un număr cât mai mare de participanți, ei mi-au oferit o reducere semnificativă la ski pass. Momentan va fi 90 de lei, dar pe viitor o să fie 70 de lei. Și pe viitor o să avem și în Sinaia, și la teleferică sa, și la primărie. Deși pe telegondolă și pe Valea Soarelui. Așa. În legătură cu cazare. Iarăși, dacă eu fac o înțelegere cu un hotelier și îi promit că îi voi umple hotelul, dacă el lasă prețul la cazare la 50 de lei pe noapte, să zicem, voi chiar dacă nu o să mergeți acolo, chiar dacă nu o să vă cazați, e bine să dați share pentru ca vestea să se ducă mai departe. Și ca omul, hotelierul, să fie mulțumit că a făcut reducerea respectivă și noi, bineînțeles, comunitatea noastră să obțină reducerea respectivă. Ce ar mai fi de explicat? Reducerea pentru cazare va fi obținută cu ajutorul unui voucher ce se găsește la prima poză din folderul de reduceri cazări. Este foarte simplu. Copiați voucherul, îl downloadați după pagina de Facebook, îl imprimați, îl completați și sunați la cazarea respectivă și spuneți că beneficiați de acest voucher și doriți reducerea respectivă. Așa. Ce ar mai fi de spus? Suntem non-profit, avem costuri și de aceea la evenimentele noastre o să avem și o cutie de donații. Important este ca fiecare să doneze puțin, 5.000 de lei, 1 leu, sume derizorii. Nu sunteți obligați să donați, dacă nu doriți să faceți treaba asta, nu vă obligă absolut nimeni. Dar important este să facem, important și cel mai bine ar fi, ca fiecare să doneze câte puțin. Prietenii mei au făcut un exces de zel și la Vidra am primit niște sume mai mari, bine, din partea puținor oameni, dar am primit 10 lei, nu vreau 10 lei, nu vreau, vreau 1 leu, 2 lei, cât să-mi acopăr și eu cheltuielile cu deplasările, cu, nu știu, mai scot pe cineva în oraș la o cafea, mai stăm de vorbă, mai punem ceva la cale, pentru că toate lucrurile astea costă. Și toată munca mea pe care am desfășurat-o până acum, am făcut-o din bani proprii și costă. În fine. Deci țineți minte foarte bine, cel mai important, dați like, dați share, să afle lumea, să știe lumea și împreună și uniți obținem reduceri foarte mari și ne putem bucura de ele. Salutare!